Guvernul a stabilit prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu 30 de zile, începând cu 15 octombrie. Există noi măsuri impuse la nivel național în funcție de rata de infectare din fiecare județ, respectiv localitate. Purtarea măștii va deveni obligatorie în toate spațiile deschise în zonele în care incidența infectărilor cu noul coronavirus depășește 3 la 1000 de locuitori, anunță Digi24. Se propune ca evenimentele private, precum nunțile, botezurile, aniversările, mesele festive în spații deschise, precum și în spații închise, să fie interzise în perioada următoare, până când va scădea numărul de persoane infectate cu noul coronavirus. În ceea ce privește programul teatrelor, cinematografelor, sălilor de spectacole, restaurantelor, cafenelelor, în ședința Consiliului Național pentru Situații de Urgență, s-a decis că acolo unde incidența infectărilor cu noul coronavirus este sub sau egală cu 1,5 la mie, acestea vor funcționa cu capacitate de 50%, precizează același site de știri. Raed Arafat a spus că potrivit hotărârii CNSU, tot personalul care lucrează în centrele pentru persoane în vârstă sau pentru persoane cu dizabilități va fi testat săptămânal pentru SARS-CoV-2. Până miercuri 14 octombrie, pe teritoriul României au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate. 122.714 pacienți au fost declarați vindecați.